Data trecută m-ai convins să-mi cumpăr acest costum. Recunosc că a fost o investiție foarte bună. Este divin, stă rău de tot. Dar de și ce mi-am dat seama? Că nu prea am încălțăminte pentru primăvară. Da, ok, dar suntem în locul potrivit. Mi-am găsit acești pantofi în magazin, da, se potrivesc, îți plac? Bineînțeles că se potrivesc. La rochița mea Baby Doll, eu am optat în continuare, chiar dacă este primăvară, pentru aceste cizme înalte, cu toc și cu platformă, care sunt extrem de comode și, după cum observi, la modă este vârful pătrat, rotund pătrat. S-a întors moda. S-a întors moda, dar este foarte confortabil pentru că lasă degetele să stea drepte. Știi ce a revenit la modă? Ce? Sabotul. Îți plac saboții? Doamne, dar știi că mi-aduc aminte că avea maica mea multe perechi și le purtam. Ce vrei și să spui? Că eu sunt bunica ta? Din casă. Bine, fii atentă, uite. Asta este o variantă de sabot. După cum vezi, tot pe platformă, da? Cu tocul din lemn, da? Cu dreptul am zis. Dreptul am pornit. Încerc să-i dau o lecție de modeling. Deci, ce zici? Îți place? Plac? Mie îmi plac foarte mult saboții da. Tăi, dar mai mult îmi plac pantofii mei, să știi. Deci mi se pare așa că îmi pun în evidență gleznele, știi, picioarele. Hai să te văd încă o dată. Hai să mai mergem o dată, că nu mi-a plăcut mai mult prima oară. Deci, n-ai înțeles. Bine, se pornește cu dreptul. Bine. Deci, iată, un pas în față. Așa. Hai, că ai pantofi frumos în picioare. Hai. Și un, doi, trei, și hai, zoom! Zoom. Așa, măi! Cum ți se par acestea? Sunt demențiale și uite că ele se poartă și lungi și mai scurte în funcție de forma piciorului și de ținuta pe care o porți. Uite cât de bine merg cu rochea aceasta. Aș opta pentru că încercăm să recreăm stilul acesta puțin de cowboy, da, cu franjuri. Și mie nicio geantă nu mi-ai pregătit. Ce? Nimic? Geantă? Imediat se rezolvă. Poftim! Roz cu roz, da? Deci e, merge. Și totul foarte colorat, parcă am fi niște bombonele. Băi, absolut. Bombonele, mie să știi că îmi lipsește doar calul. Eu am aici mai multe opțiuni. Caut niște pantofi sport, comozi, lejeri, confortabil, da, dar să fie și fistichie, așa, să fie la modă. Nu, asta este sabotul, am vrut să vă mai arăt o altă formă de sabot. Uite, ăsta se poartă. Uitați-vă designerii internaționali cu ce năzdrăvenii vin ei. Culmea este că, așa cum vezi talpa asta, ei sunt foarte ușori. Uite, și mai confortabili, acesta, da? Deci pantoful sport clasic, cu un material textil ușor recognoscibil, modern, dar care merg purtați acești pantofi inclusiv la o ținută business, da? Deci avem, nu știu, un de pies, putem să purtăm genul ăsta de pantof, da? Sper că v-a plăcut așa să mergeți la shopping cu noi, dar n-am terminat, nu? N-am terminat. Păi nu, n-am terminat. Avem haine, avem pantofi, avem genți. Păi și cum? Adică nu ne facem și noi un make-up? Am băgat-o în ceață, gata!